Bine ați revenit la mobilisimo.ro, azi vă prezentăm jocul Bushido Bear, jucăm pe telefonul Vernitor și jocul este de gratuit în Play Store. El dă senzația de Fruit Ninja combinat cu Cut the Rope, este bazat pe Swipe și este foarte, foarte simplu. Controlăm un urs care trebuie să distrugă o serie de creaturi în pădure, iar noi trebuie să facem doar Swipe pentru a realiza acest lucru. Interesant că nu avem voie să lovim deloc creaturile, doar să trecem în proximitatea lor. Ele se mișcă, se pot teleporta, pot trage cu proiectile și, în general, nivelele sunt generate la întâmplare, astfel că nu putem să stabilim o strategie. Avem și power-up-uri, precum armură, și putem să luăm cu noi până la 3 urși de diferite specii, cu diferite abilități, iar dacă unul dintre ei moare, un altul va avea invincibilitate o perioadă și va încerca să-l răzbune. Un joc distractiv, gratuit, care provoacă dependență și e foarte repetitiv. Un control foarte simplu, după cum vedeți, bazat pe tap pentru a muta ursul și swipe pentru a distruge inamicii. Este ideal de jucat în drum spre muncă. Iată, se complică lucrurile aici. Inamicii vin în valuri. Sunt simpatici, creaturi ale pădurii, ursuleți, sprites și altele. Suntem deja la valul 9. Se cam complică treaba. Iată, a murit ursul, Bushido Bear, acum va fi răzbunat de acest Lone Cub. Suntem invincibili o perioadă, așa că hai să profităm de acest lucru. Pe măsură ce evoluăm, putem să deblocăm upgrade-uri de abilități, noi urși și noi zone în care să ne luptăm. Am pierdut și al doilea urs. Jocul fiind gratuit, include reclame și in-app purchase, dar nu sunteți obligați să le folosiți. Am adunat și niște bani pe care îi cheltuim într-o zonă specială. Acestea sunt task-urile zilnice. Iată zona home. Aici putem să personalizăm modul în care arată ursulețul. Apoi avem un altar unde depunem monede și primim item-uri bonus, fără să știm care sunt, deci este o surpriză. Iar în zona dojo facem upgrade la mărimea sabiei, la viteza de atac, la dash și la atacul special, dar toate costă multișor. Iată și urșii deblocabili, sunt destul de mulți și necesită multe resurse, deci trebuie să mai jucăm un pic. Evident, magazinul cu bani reali, dacă plătim $5 am scăpat definitiv de reclame. Și questurile se schimbă în fiecare zi, sunt 3 și acestea sunt recompensele, să facem un upgrade, să înfrângem 3 inamici cu armură și să atingem 100 de inamici învinși într-o zi, mai avem 3 și suntem în grafic. Acestea sunt universurile deblocabile, avem o pădure, avem o mlaștină a unui kraken și o peșteră de cristal. Evident, trebuie să jucăm o grămadă să ajungem să le deblocăm. Ce mi se pare interesant aici este că e imposibil de realizat o strategie în ideea că fiecare val de inamici, fiecare nivel este general la întâmplare, niciodată nu o să se întâmple să nimeriți două la fel. Iată, am murit mai repede acum. Avem și invincibilitate o perioadă. Există și multipliere, dacă desenați o traiectorie care dovedește vreo, eu știu, 8 inamici deodată sau ceva de gen, vi se va multiplica scorul sau cantitatea de bănuți obținuți. Am mai luat o armură. În dreapta vedem cât durează, fie invincibilitatea după ce a murit un urs, fie armura. Un joc simpatic, a apărut recent în Play Store, l-am remarcat imediat. Cine nu ar remarca un ursuleț ninja și un joc numit Bushido Bear? Nu cred că am ajuns mai departe de 10 sau 11 valuri de inamici. Nu este un joc greu deloc, are un control foarte simplu, excelent implementat, nu există deloc bug-uri la acest capitol. Nu este nici nedrept cu resursele, deși, v-am spus, aveți nevoie de timp pentru a debloca toate bunătățile aici, toți urșii și toate abilitățile. Tocmai am luat un fel de grenadă care aruncă totul în aer și iată că a murit ursulețul și inamicii râd diabolic în fundal. Am mai luat niște bani, destul de puțini, și putem să primim o reclamă pentru a primi un cadou. Iarăși cu ursul cel mare. Cheia aici este să facem swipe cât mai aproape de inamici, dar niciodată pe ei, sau să nu intersectăm traiectoria cu a lor, pentru a câștiga. El este Bushido Bear, l-am jucat pe telefonul Vernitor, ne-am distrat, are o grafică destul de arătoasă, mai bine zis drăguță, cei mici o să-l adore, și îi dăm nota de 8,2 din 10. Vă recomand să-l încercați, eventual să deblocați noi urși
și noi nivele. Cam atât la mobilissimo.ro, 8,2 din 10 pentru Bushido Bear pe vernitor. La revedere!